Catedrala Mitropolitană din Sibiu și-a sărbătorit astăzi pentru a 10-a oară hramul închinat Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Pomenirea Marelui Ierarh, ctitorul Mitropoliei Ardealului, sărbătorit în aceeași zi cu Sfântul Apostol Andrei, adună în fiecare an mulți credincioși din Sibiu, din mărginimea Sibiului, din Brașov și din alte părți ale țării. Și în acest an, catedrala în care se află moaștele Sfântului Ierarh a primit oaspeți din Maramureș, din Moldova, din București și din alte zone ale României. Pomenirea Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, ocrotitorul Catedralei Mitropolitane din Sibiu, a început încă de ieri seară cu slujba privegherii. La finalul vecerniei cu litie, clericii au purtat racla cu moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna în procesiune, în jurul Catedralei Mitropolitane, iar credincioșii care au ascultat slujba în curtea lăcașului de cult au participat la procesiune respectând măsurile de distanțare sanitară. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala Mitropolitană din Sibiu de Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, împreună cu Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covaznei și Harghitei și cu Preasfințitul Părinte Nestor, Arhiereu Vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. În cuvântul rostit, Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu a vorbit despre personalitatea duhovnicească și misiunea deosebită a celui care devenea în urmă cu 10 ani ocrotitorul Transilvaniei. Tot ce avem noi, chiar și catedrala, chiar dacă a fost numai un ideal al lui neîmplinit, dar a adunat atâția bani încât următorii doi mitropoliți, mai bine zis al treilea, Ioan Mețianu, în 4 ani a putut ridica această măreață catedrală. Apoi, tipografia și cu cel mai vechi ziar cu apariție continuă din țară, Telegraful Român. Apoi toate școlile care stau sub ocrotirea sa în frunte cu cel mai ales colegiul pe care îl are țara noastră acum, cotat între marele colegii ale țării, colegiul Andrei Șaguna din Brașov. A mai fost și unul la Brașov, dar a dispărut. Toate acestea nu sunt altceva decât o jertfă, o dăruire constantă poporului ca el să fie ridicat prin educație, apoi să fie călăuzit prin viața duhovnicească, pentru că s-a îngrijit de toate parohiile din Mitropolia Ardealului și apoi să putem să ne bucurăm dacă ești un popor cultivat și de libertatea pe care n-o câștigase și mai ales de unitatea poporului român. La finalul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfinția sa a acordat distinția Crucea Șaguniană pentru clerici părintelui protopop Petru Toader Damian. Un grup de tineri din cadrul Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Baia Mare, a cântat mai multe colinde tradiționale.